Hai, părinte, hai. Eu? Stai că rândul tău. Da. Da? Ce râzi așa, dascăle? Ce râzi? Ai căzut, papa prost, ai căzut. Atâta știi, să râzi. Zoa, bună străiești. Bună să-ți fie inima, măi, mitică. Hai, noroc. Du-te și adu un scaun, dascăle, pentru mitică. Ia-o-s. Mulțumesc frumos, părinte. Da, și mai face. E, ce să facem? Bine, mitică, bine, da? Sunt puțin așa, mai îngrijorat, măi. Că și ai pierdut la... Ești popa prostă, iară. Nu, măi, mitică, măi. Primarul nostru, măi, a trimis un mesaj lui dascălu că să ne ocupăm noi săptămâna asta de primărie, că ne-au făcut înlocuitori, înțelegi? Dar eu nu am timp, mitică, să mă ocup și de primărie și de biserică. Am atâtea treburi la biserică. Avem slujbi, avem botezuri, avem vreo 4 botezuri. 2 cununii și până săptămâna viitoare am vreo câteva înmormântări, măi. Și n-am timp să mă ocup și de primărie, îți dai seama. Dar crezi că eu mă mai întorc înapoi de acolo? Nici eu nu prea aș vrea să mă mai întorc. Trebuie să te întorci, n-ai încotro. Dacă ai promis că plătești dus întorci, trebuie să... Aie, te ții de cuvânt. Da, hai, dacă rezolvi tu... Mă înveți? Stai așa. Aici? Da, unde e? Vrei într-o sală de clasă? Ia loc, Ioane, să începi meditație. Hai! Am încălzit. Dar ce faci, domnul, mă? Păi ce fac, mă pregătesc. Dar pentru ce? Care? Din gură, la matale. Se arată tot ca să la tablă, dar n-am tablă. Ei, las că o folosesc eu așa, fii atent. Deși eu nu am plecat primarul, și s-a întâmplat cu el? De v-a pus pe voi. O plecare în Istanbul după o fată, cum să plece? Pe o fată? Da-și dascăle din gură, băi, doamne, maica, vorbești tu numai prostii, măi. Nu, măi, primarul nostru o pleca la Istanbul să întâlnească cu primarul de acolo. Adică vrei să-mi spui duminic s-a dus primarul să întâlnească cu primarul de la Istanbul? Păi și cum s-o înțeles? Cum să înțeleagă? În turcă, nu? Nu ziceai tu că primarul nostru e turc? Când îi vorbești ceva de problemele din comună, gata, nu înțelege nimic. Ei, acum știi turcești, nu? Repet după mine, Ioane. Günaydın. Günaydın. Dă palma încoace. De ce? Dă palma încoace. Dă mai palma. Gunoaia ai tu în cap, ei. Handicapatule. Și Günaydın. Günaydın. Zic cu accent. Günaydın. Günaydın. Da, palma. Ghinioane am eu, ei. Te cunosc pe tine, că ai apărut în viața mea. Prostul pământului. Ai să înveți tu turcă când o învăța olguța engleză. Cretinule. A, zis domnul, dar de ce sunteți așa rău cu mine? Fiți dumneavoastră un pedagog mai bun. Pedagog, ai că mi-a intrat aștia în mâne, ca să vă fiu, ca să te înțeleg, că trebuie să fiu prostolog, nu pedagog. Doamne ferește, băi, Ioane. Zi așa după mine, fii atent. Birbil râziol, brugheol, gelul râgalmaz. Domn primar. Ești prost, ei? Nu. Ești prost? De asta, vei, suntem unde suntem și nu merge nimic, ei. Că-s proști de ăștia ca tine. Eu îmi scui plămâni aici să te învăț pe tine limba turcă și tu, ca drept mulțumire, ce faci? Mă înjuri? Da. Lasă, că îți vorbești tu turca varianta manual. Dar de unde îți scot acum, domn primar, manual de turcă? Manual în sensul că îți dai cu mâna prostul pământului. Te-am văzut, f***, crucea, mătii. Ia valiza așa odată.